Debut spectaculos de campionat județean în Liga 4 fotbalistică, Seria Sud. Dunărea Giurgiu a început puternic competiția. Dorința de a câștiga campionatul în această ediție și a surclasat în prima etapă pe Spicul Izvoarele, administrându-i un 11-1 într-o partidă ce a părut de antrenament. Încerc să fac treaba, să marchez cât mai multe goluri și rest nimic. Un meci dificil, primele 20 de minute ne-au pus ceva probleme, apoi a venit primul gol și pe urmă ne-am descătușat. Ați văzut și dumneavoastră rezultatul la final. Crezi că așa veți juca și pe viitor? Urmează două etape de foc pentru voi, cu campioana și cu vicecampioana. Vă dați seama că ne dorim să câștigăm orice partidă. Bine, fiecare meci nu diferă, dar până la urmă mergem la victorie la Maluș și sperăm să scoatem un rezultat bun. Da, au fost mai bine pregătiți, o echipă mai bună, au stat mai bine în teren, au început foarte bine. Asta este, mergem mai departe, le urăm felicitări gazdelor noastre. Și îi așteptăm în retur să ne luăm revanșa. Una peste alta a fost o etapă în care gazdele au învins de fiecare dată, marcând în total 54 de goluri, în timp ce oaspeții au marcat doar 4. Alte scoruri deosebite au fost în partidele Arsenal Malul, Progresul Valea Dragului 18-1 și ASE Argeșul Hotarele, ASE Viitorul Vedea 9-1, dar și CS Unirea Izvoarele Călugăreni 6-0. S-au mai registrat ASE Voința, ASE Mihai Bravu 3-0, ASE Prundu, ASE Dunărea Oina cu 3-0 și ASE Real Colibaș, ASE Vărăști 4-1. În etapa următoare, Dunărea Giurgiu va întâlni în deplasare pe campioana ediției de anul trecut, Arsenal Malu, într-o partidă considerată derbiul etapei.